Desegregarea romilor prin aplicarea, gestionarea și operaționalizarea măsurilor de includere și reducere a excluziunii sociale, aplicând tactici integrate. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, axa prioritară 4, incluziunea socială și combaterea sărăciei. Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Comunităților. O avem alături de noi astăzi pe lectorul universitar Livia Iacob, de la Facultatea de Litere din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, cunoscută telespectatorilor noștri din postura de realizator al emisiunilor Restituiri și Identități Culturale. Dragă Livia, bine ai venit alături de noi! Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Astăzi va fi o ediție specială a emisiunii noastre, una dedicată toleranței, în acord cu ziua de astăzi, 16 noiembrie, Ziua Internațională a Toleranței. Trăim într-o lume interconectată, într-o lume haotică, iar dacă idealul este să viețuim într-un mod coeziv și cooperant, realitatea ne înfățișează o lume scindată de războaie, o lume scindată de terorism și crime împotriva umanității, de epurare etnică, de discriminarea minorităților și a imigranților și cu o multitudine de alte abuzuri și violențe de tot felul. Contribuția noastră la mecanismele de contracarare a acestor extreme dominate de ură este educația pentru toleranță, pe care încercăm să o împărtășim societății civile pentru a o face mai responsabilă și mai vigilentă, dar în același timp mai echitabilă și mai înțeleaptă. Națiunile își asumă această practică în mod declarativ, dar ne permit secolele de colonialism și exploatarea alterității non-europene să fim cu adevărat toleranți? Cred că realitatea este una foarte dură, chiar contundentă în spiritul a ceea ce deja ai spus în această frumoasă introducere, și cred că realitatea umană nu ține cont de istorie. Foarte puțini oameni de astăzi își mai cunosc cu adevărat istoria. Probabil că dacă și-ar cunoaște-o, litera de lege a istoriei și tot ceea ce s-a întâmplat, haide să spunem, măcar în Europa și în țările colonizate de Marea Britanie, Franța, Spania și alte state, ar fi o lecție insuficient de bună încât să ofere oamenilor tineri sau de orice vârstă o perspectivă coerentă asupra ideii de toleranță. M-aș întoarce și eu puțin în timp în istorie și m-aș gândi că, de fapt, contractul social al lui Jean-Jacques Rousseau este cel care, în secolul iluminist, în Franța, reușește să atragă atenția asupra ideii de toleranță și, mai mult decât atât, să mă întorc și la Goethe, la spiritul acesta extrem de luminat, din nou al secolului iluminist, care vorbește despre o literatură a lumii, Weltliteratur, care de fapt este o pledoarie pentru toleranță. Să ne citim reciproc și din această lectură a marilor cărți, ale marilor popoare, să învățăm că ne putem tolera în pace unii pe ceilalți. Am venit cu exemplul literaturii pentru că mi este mai apropiată de suflet, dar sigur și cu exemplul istoriei, însă dacă este să fim cinstiți, câți dintre oamenii grăbiți de astăzi mai citesc Goethe sau Jean-Jacques Rousseau? Corect, din afericire. Poate emisiuni precum aceasta vor atrage atenția asupra faptului că avem nevoie pentru îmbunătățirea noastră spirituală și, de ce nu, chiar pentru calmul unei națiuni și de lectură. Categoric. Apropo de acest lucru, Andrei Plășuna sa, Minima Moralia, spunea că simțul etic este una dintre virtuțile căreia nimeni nu-i admite lipsa. Și cred că la fel stau lucrurile și în cazul toleranței, pentru că toți credem, sau cei mai mulți dintre noi credem că expunem caracteristicile îngăduinței și ale toleranței. Desigur, cam toți expunem o variantă edulcorată despre noi înșine. Chiar Donald Trump aprecia despre sine că nu are nici un os rasist în corp. Am să-ți adresez o întrebare care poate iese puțin în sfera de confort. Își permit decidenții să fie toleranți în sensul universalist sau sunt forțați mai degrabă la asentimentul stabilimentelor de ochiate, eu botezat eufemistic cu același nume?
Cred că există din ce în ce mai mulți decidenți, chiar actanți politici foarte importanți, care mizează pe acest paradox al lipsei de toleranță. Își fac reclamă negativă, câștigă alegeri prezidențiale prin această reclamă negativă, într-un fel reușind să se folosească de ceea ce este rău în oameni. Da? În mod paradoxal, nu se folosesc de partea bună care există în fiecare om, ci de partea rea care tinde să câștige tot mai mult teren. Lucrul acesta s-a mai întâmplat în istorie. El a precedat de obicei, dacă ne uităm la ultimii 200 de ani, nu mai departe, acele perioade de dictatură. Și pentru că vorbeai despre colonizatori și colonii, România a fost și, după părerea unor istorici, încă este o colonie a sovietelor. Da? Așadar, decidenții noștri politici nu ne-au scos încă în bună măsură de sub această arie de influență. Nu suntem toleranți față de cei care vin în urma noastră, de pildă. Problema aceasta a generațiilor, a luptei cronofage dintre generații, este una care s-a menținut în România și după 89 și după căderea dictaturii. Deci dictaturile găsesc cumva monștri printre cei rămași în viață, care pot mărturisi despre ele, acei monștri care să le ducă mai departe și să perpetueze așa zisele obiceiuri rele în spiritul tânăr. Și din păcate, să știți că vedem asta din ce în ce mai mult și la catedră, o vedem pe stradă, o vedem în tramvai, când un om tânăr nu lasă locul unui om în vârstă sau când un om în vârstă preferă să înghiotească la greu un om tânăr pentru a-și impune de fapt punctul de vedere. Deci toleranța ar putea începe cu reacțiile prompte ale fiecăruia dintre noi, sigur non-agresive, reacții care să invite, de ce nu, la reflecție în fiecare zi. Da? Evident că recunoașterea reciprocă și dialogul intercultural se traduc în îmbogățirea cu semnificații și acceptarea efectivă a celuilalt. Fapt care duce, evident, la o îmbogățire a existenței noastre individuale și colective. Dar ce resurse crezi că ne rămân atunci când între noi și cunoașterea adecvată a celuilalt se interpune fățărnicia dezinformării și știrile contrafăcute de tip fake news, când fundamentalismul devine exclusiv islamic, când terorismul este în totalitate arab și despotismul este pur și simplu oriental și atât? Cred că dincolo de acest război mediatic pe care, din păcate, generațiile tinere nu-l conștientizează foarte, foarte bine, aceste generații încă sunt sub spectrul manipulării, sunt generațiile cele mai ușor de manipulat și din pricina analfabetismului funcțional, la care sunt supuse cu precădere de un mers foarte rapid al programei școlare. Acestea sunt lucruri despre care se vorbește deschis astăzi în spațiu public. Cred că aceste rețele de tip fake news, până la urmă, își ating ținta. Ele sunt foarte bine finanțate, altfel n-ar exista, și, din păcate, cu tristețe trebuie să o recunoaștem, își ating ținta, indiferent de ce parte a baricadei politice s-ar situa. Există printre noi foarte mulți manipulatori, numai că e un lucru bine știut, manipularea nu este întotdeauna pozitivă. Ar trebui inventate poate niște rețele de fake news care să aplice și acest contraprincipiu al manipulării pozitive. Sigur că nu vreau să instig acum la nicio faptă reprobabilă, dar realitatea este cu totul alta. Studenți români mănâncă în șaormeriile arăbești, nu vreau să le fac acum reclamă, da? Studenții români s-au implicat, de pildă, și într-un proiect care este foarte interesant, provocând comunitatea academică să includă acest cuvânt șaorma în dicționar, într-o formă românizată. Este o știre care chiar mi-a parvenit de curând. Așadar, iată un exemplu pentru toleranță. De ce să nu includem cultura celuilalt chiar în lexicul nostru, chiar în vocabularul nostru, ca o formă de toleranță față de el? Atâta timp cât el ne hrănește, putem să-i oferim și noi un suport astfel încât să capete încredere în noi. Și să știți că există
numeroase cazuri în care aceste fake news totuși nu funcționează atunci când oamenii realmente ajung să se cunoască reciproc și învață să-și respecte valorile unul altuia, indiferent de etnie, indiferent de gender, indiferent de pasiunile și, eu știu, apartenența lui la un anumit cadru de familie față de cel tradițional românesc. Pentru că ai pomenit de cadru universitar, am să aduc în discuție un raport publicat în 2015, un raport comun al Societății Academice din România, al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și Centrului pentru Educație și Dezvoltare Socială, privind discriminarea în mediul universitar, care detalia practicile legate de egalitatea de șanse și antidiscriminarea în rândul comunităților academice. Rezultatele, din nefericire, n-au fost tocmai pozitive, pentru că raportul indica că unul din trei studenți identifică în vorbirea curentă din campusul universitar idei și afirmații care instigă la ură și instigă la discriminare. Helen Keller spunea că cel mai înalt rezultat al educației este toleranța. Dar observăm că tolerant nu înseamnă neapărat mai educat și mai școlit. De ce crezi că se întâmplă acest lucru? Regăsim în instituțiile de învățământ superior elementele unei culturi a respingerii diversității și a sădării intoleranței? Se prevalează poate universitățile în mod activ sau doar declarativ de toate principiile care apar în codurile de etică, în cartele universitare, în codurile studenților cu privire la principiile non-discriminării, a egalității de șanse, incluziunii sociale, recunoașterii drepturilor minorităților sau, nu știu, sprijinul pentru categoriile defavorizate. Este o realitate universitară intoleranța sau, dimpotrivă, mediul universitar este exclusiv propice sădirii unor elemente de deschidere și toleranță efectivă? Personal, pentru că nu pot decât să vă ofer o opinie personală, cred că mediul universitar este unul care militează în mod activ și o să vă dau și câteva exemple ca să vă conving de ceea ce spun, pentru distrugerea ideii de intoleranță, pentru distrugerea ideii de discriminare. De pildă, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, în momentul de față, este al doilea an de implementare al unui proiect care se numește ROSE. Este un proiect împotriva abandonului universitar, care a identificat deja cu ajutorul unor psihologi și al unor preoți, deci au existat comunități socioprofesionale variate, pentru a se întâlni și a stabili care ar fi acele grupuri țintă către care proiectul trebuie să se îndrepte. Și au fost descoperite foarte multe grupuri țintă, ceea ce arată că, de fapt, societatea românească este una degringoladă. Societatea care își trimite la facultate copii din orfelinate, sunt foarte puține cazuri, dar ele sunt ilustrative pentru ceea ce ne interesează. Fără să-i pregătească în prealabil, ei vin dintr-un mediu foarte destructiv, de fapt, care le subminează orice tip de încredere în ei și sunt azvârliți într-un mediu complet al libertății cu care nu știu ce să facă. Nu se bucură de această libertate, se simt amenințați. Chiar ieri am discutat despre cazul acesta al unei studente care se simțea agresată în permanență de toate persoanele de sex masculin. Deci un caz absolut dramatic care ar fi putut conduce și la niște fapte reprobabile. Profesorii au sesizat la cursuri aceste probleme, le-au semnalat cu ajutorul unor psihologi și al acestui program, s-a reușit integrarea socială corectă a acelei studente, care astăzi este înscrisă la doctorat. Deci iată că a reușit să aibă și un parcurs foarte frumos, să spun așa, în mediul universitar. Există apoi o anumită, n-aș spune neapărat intoleranță, dar o anumită rezervă față de studenții de etnie romă. Aceștia beneficiază din partea statului român de burse de studiu gratuite și care le sunt evident plătite pentru a veni să studieze la universitate. Ei bine, anul acesta a fost un an fericit, chiar am fost în comisia de admitere.
am avut mai mulți candidați pentru aceste locuri care erau foarte puține și am reușit cu ajutorul rectorului actual al universității, deși acesta este blamat oarecum în comunitatea academică, cred că se cuvine să-i spunem și meritele, a aprobat un număr mai mare de burse pentru acești studenți, universitatea, iată, asumându-și practic finanțarea studiului lor. Ei bine, ei vin la cursuri, sunt serioși și cred că vor ajunge mult mai departe. Așadar, nu trebuie să arătăm cu degetul, ci în primul rând să ne asumăm rolul că, fiind profesori, suntem în primul rând oameni și ca oameni trebuie să ne ajutăm semenii. Așadar, aș milita cumva pentru un discurs ceva mai neutru atunci când vine vorba despre idei la care publicul este în general sensibil. Și să știți că o comunitate de studenți care este competitivă, care este bună din punct de vedere al pregătirii profesionale, îi ajută și pe cei mai slabi sau pe cei care se integrează mai dificil să-și depășească complexele și să reușească să țină pasul cu ceilalți. Ceea ce, din păcate, nu se întâmplă la vârste fragede. Vă dau și celălalt exemplu care vine din familie de data asta, pentru că am un copil la școală în ciclul cel mai mic, da, al învățământului. Mulțumesc. Unde fenomenul de bullying este într-adevăr îngrijorător. Acolo nu mai putem vorbi despre toleranță sau intoleranță, ci despre lipsa de educație din familie și chiar despre instigarea de către părinți a copiilor la comportamente care sunt anormale. Deci cumva poate atragem atenția și părinților care ne privesc să fie un pic mai atenți în discursul lor și în ceea ce fac cu toți copiii pe care i-au într-o familie, în așa fel încât acest fenomen să fie stopat și să accepte, în cazurile limită, chiar ajutorul psihologului. Nu este o rușine, chiar cu un copil de vârstă mică, să mergi la psiholog dacă sesizezi că are un comportament agresiv, pentru că nu știi ce va deveni acest comportament agresiv peste ani. Îți mulțumesc enorm pentru aceste exemple practice, pentru că experiența mea îmi spune că publicul în general percutează foarte bine la exemple aplicate. De obicei ne învârtim în explicații extrem de filozofice și extrem de impersonale, dar dacă povestim din experiențele noastre și dacă arătăm crâmpeie din viața noastră, poate aducem un fenomen care pare puțin abstract mai aproape de înțelegerea și sufletul spectatorilor. Este de menționat raportul cel puțin ambigu pe care termenul de toleranță îl are cu alternativa sa conceptuală opusă, intoleranța. Raport pe care la alte valori și alte concepte contrare nu-l identificăm. De exemplu, avem dreptatea și nedreptatea, avem curajul și lașitatea. Toate acestea au o clară opozabilitate. Însă toleranța este uneori nevoită să devină intolerantă cu intoleranța, tocmai pentru a-și asigura dreptul la existență. Neagă aceste aspecte spiritul liber asumat al toleranței? În societățile occidentale, da, se vede bine că lucrurile stau cam așa cum le-ai descris. După câteva decenii deja în care încearcă o integrare a elementului migrant, iată că se ajunge la lupte de stradă în Paris, revin la exemple, dacă mi este util să mă pot justifica. Ceea ce e minunat. La lupte de stradă care în plus nu sunt asumate, deci nu știe nimeni cine stă în spatele unei măști, ceea ce este foarte grav și, cum vă spuneam, referindu-mă din nou la istorie, asta poate preceda din nou o tendință către anarhism, care evident va preceda o tendință către dictatură. Ascensiunea stângii, de asemenea, în mediile occidentale, este în sine o explicație pentru faptul că foarte mulți europeni născuți și crescuți în țările lor de baștină au devenit intoleranți față de practicile incorrecte ale migranților. Deci, cumva, prea multă toleranță
din partea unor state, cum este Franța, de pildă, sau Marea Britanie. În general, aici am văzut că sunt problemele mult mai mediatizate. Alte state nu își recunosc în mod deschis problemele, deși le au, cum ar fi Austria sau Germania. Și somnul rațiunii naște monștri, ca să citesc din nou din clasici. Deci, decidenții politici, dincolo de faptul că au o perioadă de glorie, au și o perioadă de mari încercări, de mari frământări. Da? În lumea canadiană s-a născut recent termenul de glocal, da? Care este un fel de substitut, să spunem așa, pentru ceea ce înainte se numea multiculturalitate, multiculturalism. Deja nu mai putem vorbi doar de multiculturalitate, pentru că vorbim de migranți care s-au stabilizat în anumite țări și care au produs generații după ei. Și atunci avem nevoie să-i definim cumva și spunem că sunt globali, da? Deci sunt și globali și locali în egală măsură. Lumea canadiană are foarte mult timp pentru toleranță, pentru că are și o geografie care, să zicem așa, permite asta. Însă lumea europeană deja este divizată, geografia ei s-a schimbat foarte mult, se schimbă încă, nu știm dacă granițele vor rămâne cele pe care le cunoaștem astăzi sau se vor modifica, așadar ne aflăm, aș zice, în Europa mai aproape de presiunea istorică a intoleranței decât lumea canadiană. În America lucrurile au stat întotdeauna diferit, asta și datorită, sau din pricina, mai ales, a rasismului. Acolo problemele sunt și de alt ordin. Ne sunt cunoscute interesele tale literare și de traductologie, însă ne poți spune dacă plănuiești să îți extinzi activitatea publicistică către domeniul multiculturalismului și interculturalității? Am deja studii în acest domeniu și predau la Facultatea de Litere de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza un studiu despre romanul sud-est european, unde criteriul geopolitic este unul ordonator al criteriului axiologic. Deci, cumva, are o contrapondere mai mare chiar în viziunea unor specialiști reputați, cum ar fi, de pildă, Mircea Mutu sau Cornel Ungureanu. Este cel care decide valoarea operei, criteriul acesta geopolitic. Așadar, un scriitor este mare pentru că este albanez, pentru că este bulgar, pentru că este grec. Și apoi este mare pentru că scrie bine. Da? O să-ți dau câteva exemple frumoase, poate telespectatorii care ne urmăresc vor avea timp și de lectură. Mă gândesc la romanul lui Nikos Kazantzakis, Viața și peripețiile lui Alexis Zorbas, și pentru că am văzut cu toții filmul, dacă n-am citit romanul, imaginați-vi-l pe Anthony Quinn și în rolul din filmul Ora 25, care este o ecranizare după scriitorul român de exil Constantin Virgil Gheorghiu, în rol de nazist. Da? Deci cel... Iată, un exemplu de toleranță. Anthony Quinn este irlandez de origine, joacă în mod magistral un grec nativ, ca și cum ar fi fost născut în Grecia, trăit, vorbit, iubit pe grecește, după care interpretează în mod magistral un personaj care este român, vorbește în românește, după aceea devine maghiar pentru că trece prin lagăre de concentrare și este forțat să-și asume o altă identitate decât cea națională, maghiar, german, american și așa mai departe, fiind totodată și în postura de ofițer nazist. Deci e un exemplu filmul acesta pentru ceea ce înseamnă metamorfoza omului în istorie și în condiții în care intoleranța și-a spus cuvântul. Depinde de noi ce vrem să vedem mai departe, toleranță sau intoleranță. E suficient să vezi și un film ca să-ți pui problema asta. Categoric. Dragă Livia, îți mulțumim enorm pentru acest moment de introspecție fantastic. Stimați telespectatori, vă mulțumim că ne-ați fost alături la această ediție de sărbătoare a emisiunii Pulsul Comunităților, în care am încercat să celebrăm diversitatea și pe celălalt de lângă noi. Până la o nouă ediție, haideți să urmăm cuvintele lui Voltaire și să ne asumăm toleranța ca atribut al umanității. Desegregarea romilor prin aplicarea, gestionarea și operaționalizarea măsurilor de includere și reducere a excluziunii sociale, aplicând tactici integrate.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman, axa prioritară 4, incluziunea socială și combaterea sărăciei.